Bună dimineața! Bună dimineața! Ora 7:00. Suntem în 10 iunie și e o zi minunată de vineri. Gândul primul este de recunoștință. De recunoștință pentru acest început de zi, pentru acest început de weekend prelungit. Yes! Mulți dintre noi ne savurăm și ne bucurăm și pentru această conectare pe care o avem acum împreună. Recunoștință, bună dimineața, 30 days lactose free se apropie cu pași repezi de final, parcă acum am început și ia câtă mai sunt doar vreo 5 zile. Nădăjduiesc că sunteți bine, sunteți într-un proces, cu sau fără lactoză, nădăjduiesc că sunteți într-un proces de atenție asupra voastră, sunteți cu ochii pe voi și ăsta este de fapt scopul de la care pornim, acesta este misiunea pe care eu cumva o am aici alături de voi, de a vă aduce, de a ne aduce, de a mă aduce și pe mine mai aproape de mine, de noi, de voi. Dragii mei, bună dimineața! Astăzi am două super mari resurse. Două super mari resurse despre care vreau să vorbesc, despre superputeri, despre ceea ce avem în noi, cu noi și de care ar trebui să fim permanent conectați și recunoscători. Este această sănătate și credință. Nu o să vorbesc despre amândouă, dar o să-mi îngădui astăzi cu tine alături să-ți spun că una dintre cele mai mari resurse, superputeri pe care o avem, fiecare dintre noi, fie că este conștient, fie că este inconștient de asta, este credința, credința noastră, credința în ceva mai presus de lumea materială, credința în ceva sistemic, de care suntem ancorați, în care suntem ancorați și de care ne ținem cu putere și mergem cu putere înainte. Într-un fel sau altul, faptul că se apropie o sfântă mare sărbătoare în acest weekend, îmi cumva îngăduie și îmi dă curaj să te îndemn să privești la tine prin această credință sau să privești credința ca să te poți vedea pe tine. Ce înseamnă credință? Ar fi foarte delicat și foarte dificil și nu este în măsura mea să vorbesc despre credință. Uneori este greu să vorbești despre credință în cuvinte, spun părinții. Credința este ceva ce are nevoie de conștiința noastră. Are nevoie poate de un pic din smerenia noastră. Are nevoie poate un pic din... aș spune cu îngăduință inteligența omului, pentru că fiecare dintre marii atei care au trăit, au scris, ne-au lăsat din inimile lor, și aici sunt inclusiv, vine în minte acum celebrul Octavian Paller, maestrul Octavian Paller, fiecare dintre acești oameni atei, pe sfârșit de viață, au marcat faptul că lipsește ceva și că fără credință omul este cumva dezorientat și deziluzionat la sfârșitul vieții. Ne întoarcem înapoi la sfânta, la credință ca și putere și resursă. În ziarul celebru Formula As, într-un interviu pe care l-am acordat la Radio România Cultural și apoi a apărut acest articol în Formula As, mi-am amintit o poveste pe care mi-a spus-o o tanti bătrână cu batic pe cap de mult, când eu eram studentă în primii ani și așteptam autobuzul și eram foarte îngândurată și tristă vis-a-vis de evenimentele care erau atunci în viața mea. Nu mi-amintesc să fie ceva remarcabil, era pur și simplu o stare. Și ea mi-a spus așa: maică, atunci când mergi undeva și ai emoții, să nu-ți fie frică, maică. Ia-l pe Dumnezeu de mână. Și mi-a arătat așa cum, de mână, să mă prind, ca și când aș prinde mâna altcuiva, și de mână cu Iisus Hristos sau cu Maica Domnului să merg înainte în treburile pe care le am de făcut. Acolo în spatele meu se vede o icoană, este o icoană pictată de părintele Teofil de la Oașa, este cuvioasa Melania, Melania fiind primul meu nume, dacă te uiți. Da, mă întorc înapoi și vorbindu-ți despre credință, am să-ți spun că
Urmează o mare sărbătoare. Sfintele Rusalii, pogorârea Duhului Sfânt, este cumva acel moment care ne face tainici și ne face cumva să fim aparte noi în cultura creștin-ortodoxă, pentru că acest Duh Sfânt îl regăsim doar la noi în cultura creștin-ortodoxă. De multe ori am auzit Sfinții Părinți că dacă e un lucru care să diferențieze religiile între ele, culturile între ele, din punctul acesta de vedere, este tocmai acest Duh Sfânt și îl căutăm cu toții. Căutăm acea, dacă e să-mi explic cu mintea mea, pentru că noi cu mințile noastre să ne explicăm, dacă e să-mi explic, este acea stare, acea aliniere, acea energie, vibrație, conștiință la care ne dorim să ajungem, ne dorim să ne ancorăm cu toții. Dumnezeu nu te lasă niciodată de mână. Ce frumos, Adriana, ce frumos spunea mama. Dumnezeu este permanent lângă noi, doar să credem, doar să-L strigăm, doar să-L vedem, doar să-L chemăm în viețile noastre. Poate că pentru unii dintre voi acest subiect al credinței ca superputere în viețile noastre, ca ancoră mai presus de oricare, să te lași în voia lui Dumnezeu, să te lași rânduit de Dumnezeu, să te lași purtat de Dumnezeu în viață. Poate pentru unii dintre voi e un subiect care vă face să dați chip la această intrare a mea, la această întâlnire. Poate că pentru unii dintre voi este moment de cugetare, să mai stați o clipă, să vă mai gândiți o clipă. Dar eu în weekendul acesta vă propun tuturor să stați o clipă și să vă mai gândiți o clipă. Poate că unii dintre noi mergem la Sfânta Biserică duminică, poate că la Sfânta Liturghie, pentru că acolo ne întâlnim cu toții într-o comuniune, acolo vine Duhul Sfânt în Sfânta Liturghie peste noi toți. Dacă te-ai întrebat și tu cum am întrebat eu vreodată, când pot să primesc Duhul Sfânt, să știi că l-am primit în Sfântul Botez cu toții, să știi că îl primim în Sfânta Liturghie cu toții, să știi că îl primim în Sfânta Împărtășanie după mărturisirea spovedită în Sfânta Împărtășanie primim. Însă poate că nu suntem conștienți de lucrurile astea și spun despre mine în primul rând. Astăzi te îndemn să te bucuri de weekend. Dacă mergi la Sfânta Liturghie de duminică, să te gândești că e posibil acolo să simți Duhul Sfânt, că îl primești și tu. Iar dacă nu obișnuiești să faci asta, să te gândești că și admirând natura, conectându-te cu natura, primind declarația de dragoste dintr-un răsărit sau din mirosul unui trandafir care e acum într-o super, super înflorire, e plin de trandafiri în Timișoara, e musai să te duci prin parcuri, e musai să vezi trandafirii din Timișoara înfloriți în perioada asta, să știi că și acolo, în fiecare floare, în fiecare miros, e o declarație de dragoste a lui Dumnezeu către tine, către noi toți. În acest weekend, și eu și tu, noi toți, ne-aș dori să ne conectăm cu acest gând, să înțelegem că una dintre cele mai mari puteri ale noastre este credința în Dumnezeu, să te duci într-o biserică, să te duci la Sfânta Liturghie când primim Duhul Sfânt, să ne plimbăm prin natură, să admirăm și să primim declarațiile de dragoste care tot de la Dumnezeu și tot prin Dumnezeu sunt. Poate că e mult ce am zis azi, eu așa sunt de împăcată cumva și slavă lui Dumnezeu că am îndrăznit și să mă ierți și să mă iertați dacă am zis ceva ce poate nu-i potrivit. Este despre credință, dragii mei, astăzi și în weekend. Și vă mărturisesc că acum aproximativ 47 de ani de Sfintele Rusalii, care totdeauna în fiecare an cad în zile diferite, de Sfintele Rusalii eu m-am născut. M-am născut într-o duminică dimineața foarte devreme, în Duminica Sfintelor Rusalii. Sunt atât de prețioase pentru mine aceste sărbători și nădăjduiesc să le simți și tu prețioase de aici înainte să fie și pentru tine. Trimiteți-mi poze unde sunteți, cu ce faceți,
cum vă închinați, cum vă bucurați, cum primiți declarațiile de dragoste. Tainic, într-un fel sau altul, este închinarea fiecăruia, însă în momentul în care o văd, de exemplu, pe Adriana într-o amândouă Adrianele, acum mă gândesc, o văd pe Adriana în natură, făcând meditație acolo departe, Adriana Leșovski, sau când o văd pe Adriana Ioana Prvulescu în mijlocul florilor, e tot ca și când le-aș vedea de mână cu Dumnezeu. Și pe ele, și pe noi odată cu ele, pentru că ne bucurăm. Așa că asta poate fi o formă de închinare în fața lui Dumnezeu. Să te uiți la un fir de iarbă, la o picătură de rouă, la un om și să te minunezi și să spui recunoștință. Recunoscătoare sunt în fața voastră pentru aceste momente, pentru că atunci când eu vă povestesc, de fapt îmi povestesc și mie și mă mai adun și pe mine și deodată cu tine mă adun și eu și ne adunăm împreună. Vă iubesc și vă mulțumesc. Să aveți o zi minunată, un weekend binecuvântat. Bucurați-vă de sfintele sărbători care vin, de rusalile, de duminică, de coborârea Duhului Sfânt. Vă îmbrățișez și vă iubesc. Doamne ajută!